Later, like I said, I would make it on my way up. It's all love, coming from the nation. Made a foundation, true stuff. Yeah, too tough, we ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start, it's all where you're at, it's where you end up. When your back's to the mat, do you cripple to flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed, they all gonna snap. The motivated attract, the isolated attack, the frustrated hit back, yeah, we move fast. I wanna change everything. Bun, o să vreau să intru aici, pe malul ăsta, să arunc acolo pe malul un brit. De acolo ar trebui să scot măcar un pește. Adică risc să mă vadă. Dacă mă vede, e ceau. Uite-l. Nu mușca rău. Nu înghițit adânc. Uite ce frumusețe de pește. Da. Ce, bă, băiatule, ce atac am avut acolo. A ieșit de acolo, de lângă bolovan, exact unde am lansat. Ia uite ce vine pe apă. Nu mă mai miră nimic. Nimic. Sacul de gunoi. Uite cum s-a oprit pe bolovan. E incredibil. Uite, mamă, am atins un păstrăv destul de mare. Chiar aici. Uite-l. A, e mic. Nu mai iau minciocul. Stai, mă. Să vedem cum te eliberez eu pe tine. Uite. Echipamentul știți, deja nu mai... Nu mai are rost să vă dau informația, sau? Hai să vă dau totuși informația. Oricum o să-l pun și în descriere la video. Dar... Am lanseta custom de la Asava, Sixth Element Stream, de 1-6 grame, moderat fast, și pe care am împerecheat-o cu cea mai tare mulinetă de bait finesse.
Shimano Aldebaran 22, care e super tare, super tare. Mai ales pentru aplicația la care o folosesc eu, e senzațională. Uite-l, am aici atac. Am avut și atac, l-a scuturat mânuța. E momentul să iau o pauză. Trecut bine de ora prânzului și eu n-am mâncat nimic. În 2 minute sunt acasă, mănânc, stau puțin și revin. Asta e mare. Da. Uai, că s-a băgat după cloamba aia și uite că a ieșit din gură exact acum când l-am băgat în minciog. Uai, ce noroc am avut. TV. Super senzație. Cum este și asta? Poate vă întrebați de ce nu pescuiesc cu calcuta. Vă zic de ce, pentru că are raport de recuperare mai mic decât Aldebaranul. Și la metoda asta de pescuit pe care o practic eu azi, adică pescuit din aval spre amonte pe cursul râului, mă ajută un raport de recuperare mai mare, cum e al Aldebaranului. Se recuperează excesul de fir și se activeze instant năluca. Calcuta o să o folosesc în situațiile când pescuiesc pe apă mai lină, râuri mai domoale sau vâltori. Uite un urmărire aici, acolo din curent a venit după ea. Ce ziceam, ajut Aldebaranul în curent să aduc năluca spre mine în pescuitul din aval spre amonte. Da, uite. Asta e fain.
avem pe mână. Tot la un Smith RS-ul a intrat. Bun, hai că nu a fost așa rău. Ce frumos e colorat. Stat acolo. Da. Da, lanseta asta pe care o am astăzi este fix lanseta lui Andrei Sava. Lanseta lui personală de păstră. Și pe calea asta țin să-i mulțumesc încă o dată, pentru că m-au ajutat când am fost la greu, să zic așa. Da, am rupt lanseta mea. Am rupt-o. Opa, era să rup și eu capul. Am rupt-o din cauza prostiei și a ghinionului. Am agățat-o tot așa, rotativa. Și în loc să mă duc să o dezgăț cu mâna, am tras. O sărit rotativa din creangă, direct în vârful lansetei și l-o rupt. Asta e. Acum știu. Să nu mai trag așa. Mai ales de lansetele scumpe. Și Andrei s-a oferit să-mi trimită lanseta lui. Să am cu ce pescui până mă rezolvă pe mea. Da, uite-l. Wow, ce m-am speriat când sare în gură. Ai, nu cred. Nu mai scot de pe grajduri. Nu mai scoatem de pe grajduri.
prins ceva pești. Am și ratat câțiva, am și scăpat câțiva. Fain. Per total sunt foarte încântat de ziua de azi. Nu uitați să dați like și subscribe dacă v-a plăcut. Mă ajutați să creez canalul. Repet, vreau să filmez din ce în ce mai des și în locuri din ce în ce mai mișto. Și pentru asta am nevoie de ajutorul vostru. Un like, un subscribe, puteți da câte un comentariu. E binevenit și apreciat. Ne vedem data viitoare.